Astăzi, la ora 14, în piața cetății au fost servite 3200 de caserole cu fasole și cârnați însoțite de câte un pahar cu vin. Românii au făcut cost la toate cele patru corturi amenajate special pentru ei și până le-a venit rândul, au adulmecat cu minți și răbdători mirezmele care ieșau din cazanul aburind. Ai noștri conaționali veniți din toate colțurile țării, dar și de peste hotare, au primit și în acest an o bine meritată masă caldă și un pahar cu vin. Cele 3200 de porții au fost asigurate de administrația locală și județeană, guvernul neimplicându-se cu niciun leu în susținerea financiară a manifestărilor de la Alba Iulia. Cum vi se pare organizarea de anul acesta? Foarte bine. Foarte bine? Bun. Credeți că porțiile să fie suficiente pentru toată lumea? Eu cred că sunt. Foarte frumoasă. Crezi că porțiile o să fie suficiente pentru toată lumea? Da. Poftă mare, este bună mâncarea? Da. Au condimentat-o cum trebuie? Da. Au gătit-o exact așa cum trebuie? Da, e foarte bună, e gătită bine. Cârnațul e fiert? Fasole, fiartă? Da, sunt toate. Da. Credeți că o să ajungă porțiile pentru toată lumea? Da, cred că da. Nu știu, nu m-am uitat, dar cred că da. Sunteți mulțumită de organizare? Mulțumită, da. E făcută bine? Da, este foarte bună mâncarea. O singură problemă este că nu s-au amenajat niște mese cu scaune aici. Porțiile au fost suficiente și mâncarea bună. Și totuși, un inconvenient. Nimeni nu s-a gândit să amenajeze un spațiu adecvat mesei.